Salutare, dragii români! Continuăm astăzi seria de deșteptări inedite cu codul bunelor maniere al drapelului național, pe scurt, protocolul tricolorului. Pentru început, să stabilim cum arborăm steagul, de la răsărit spre apus. Noaptea trebuie iluminat, iar pe timp de ploaie sau furtună poate fi arborat doar dacă este confecționat din materiale corespunzătoare. Drapelul național trebuie arborat întotdeauna deasupra steagurilor administrative sau de alt rang. Pentru că da, fiecare are câte un drapel, indiferent că vorbim despre președinte, prim-ministru, primărie, etc. Atunci când drapelul se află însă împreună cu alte steaguri naționale, este așezat la același nivel. Dar nu oricum. Când vorbim despre un grup de două steaguri, tricolorul este așezat la stânga. Când vorbim de un număr impar, el se află la mijloc, iar când numărul este par, el se află în partea stânga-centru. Pe teritoriul țării, regulile sunt stricte. Drapelele altor state pot fi expuse doar alături de tricolor și numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat. Toate autoritățile și instituțiile publice au obligația de a arbora drapelul României în mod permanent, atât pe clădirile administrative, cât și în birourile persoanelor de conducere sau în sălile de protocol. Nu doar acestea sunt obligate să afișeze drapelul. Sediile partidelor politice, ale patronatelor, sindicatelor, punctele de trecere a frontierei, aeroporturile, gările, autogările, dar și navele maritime românești au și ele această obligație legală și morală. Aceeași responsabilitate o au și toate instituțiile de învățământ. Apropo de nave, regula spune că pavilionul navei trebuie ridicat zilnic la bastionul de la pupă la ora 8, iar în zilele de sărbătoare la ora 9. De fiecare dată, la înălțare asistă întregul echipaj. Apoi, la ora apusului, pavilionul este coborât. Mai mult, cele trei culori le vedem și sub formă de fanioane arborate pe mașinile aflate în misiune diplomatică. Puțin știu probabil că în zilele de doliu național, drapelul se coboară în bernă nu doar în instituțiile publice, ci și în casele românilor. Astfel, orice cetățean care are arborat un tricolor la domiciliu este obligat să se supună protocolului. Pentru că da, oricine are dreptul să arboreze drapelul României, indiferent că este vorba de persoană publică sau privată. În străinătate, lucrurile stau puțin diferit. Drapelul României este arborat cu precădere la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statului român, precum și la reședința șefilor misiunilor diplomatice. Totul este bine până aici. Vedem steaguri peste tot, dar oare ele sunt arborate corespunzător? Iată o întrebare pe care să ne-o adresăm de fiecare dată când trecem pe lângă o instituție administrativă, școală, aeroport sau gară. Într-o emisiune viitoare vom vedea ce se întâmplă cu tricolorul în cadrul ceremoniilor militare. Până atunci, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!